O secundă, vă rog frumos. De ce te uiți așa urât, Antoni? De ce? La mine, de ce te-ai uitat așa? Mi s-a părut că am vrut să-mi zici ceva. Acum, starea asta mea este constantă, nu este că și mă uit urât la tine, la oricine. Te-ai uitat de două ori. La oricine, stai puțin. La oricine mă uit, mă uit așa. De ce crezi? Așa cum, nu, te-ai uitat urât. Ți se părea că vreau să zic ceva și nu ți-am zis? Da. Eu zic mereu, nu este nicio problemă. Nu te mai uita urât, că mă ia tensiunea, spun. Nu este Robi. Nicio problemă, Robi. Deci nu te uita urât la mine. Zic la fel. Ascultă-mă, ascultă-mă o secundă, Antoni. Am îndepărtat. Fii Robi. Uită-te urât la Sebastian. Uită-te urât la cine vrei, dar nu te uita urât la mine, că mă ia tensiunea și o ia Purina, crede-mă. Calmează-te. Dar vorbeam cu Robert, s-a uitat urât la mine, rău. A crezut că ar zis ceva de ei. După aia i-am zis, Antoni, de ce te uiți? S-a uitat iar urât. Bine, dar calmează-te. Oare Antoni este singurul concurent care când are tensiune și nerv se uită urât și provocator? Păi nu, dar în situația asta e Antoni cu Robi, pentru că Robi râdea. Este singurul care se uită așa oare? Eu cred că alții fac și mai rău. I-am zis lui Antoni, vezi că eu am fost mult prea bun și ți-am dat mult prea multă importanță și atenție. Și pe când cu mine ai tu pe o să te rățoiești, dar Robi acum ți-a pus stop. Dacă m-am oprit acum e că mi s-a atras atenția, ca să înțelegi. Hei, Antoni!